Echipa de basket CSS Giurgiu începe în forță deschiderea campionatului național de basket Divizia A. Conducerea echipei a reușit să întrăgească lotul după moartea lui Chauncey Hardy și plecarea mai multor jucători în sezonul trecut. S-au făcut noi achiziții, 5 jucători americani, Derek Thomas, Josh Simmons, Patty Perry, Chris Ware și Trevor Harvey. Aceștia împreună cu antrenorul Chris Terrell și ceilalți membri ai echipei își propun ca obiectiv în acest sezon clasarea în primele 8 locuri. Aceasta va fi începerea unui nou campionat. Sperăm noi să fie cât mai benefic, cu rezultate cât mai bune, având în vedere că este doar al doilea an al nostru în prima divizie. Am să fac o scurtă prezentare întâi a echipei, să încep cu noi jucători. În dreapta mea, Derek Thomas, extrema și starul nostru, capitanul echipei. Perry Parrish este conducătorul de joc. Burrell Bryan, al doilea fundaș al echipei. Josh Simmons, tot o extremă. Chris Ware, pivotul echipei, și Harvey Trevor, la fel, pivotul echipei. Bănuiesc că îl recunoașteți deja pe antrenorul echipei, Chris Terrell. Este începutul celui de-al doilea an pentru dânsul în echipa noastră. Deși echipa giurgiuveană a traversat o perioadă extrem de grea după moartea lui Hardy în sezonul trecut, antrenorul și managerii au reușit reîntregirea lotului și formarea unei echipe unite care speră să nu dezamăgească. Din păcate, CSS Giurgiu are mari probleme financiare, având în vedere că singurul sprijin vine din partea Consiliului Județean și a celor două firme ce aparțin managerului Smaranda Iliescu. Mă bucur că suntem împreună după necazul care l-am avut. Traduceți și le vezi. Deci mă bucur că suntem împreună după exact un an de la cumplita tragedie care am suportat-o aici. Ce-am trăit noi, nu doresc nimănui experiența asta, indiferent de situație. Este bine că am remontat, este bine că putem și muncim pentru această echipă. Ne este extrem de greu, financiar este foarte greu. După cum cunoașteți, sponsorul principal nu mai este, e vorba de Consiliul Local. Și ne desfășurăm exact cum zboară un avion, doar cu o aripă. Ne ajută doar Consiliul Județean. Sunt foarte puține societăți în județ care ne pot ajuta. Până în prezent, doar cele două societăți ale mele ne-au ajutat financiar. Condițiile pentru băieți sunt foarte bune. Chris, împreună cu cei 6 jucători americani, au venit cu siguranță în România, deci n-au avut absolut niciun sentiment de teamă de cele petrecute. Să punem pe seama unui simplu accident, chiar nefericit, un ghinion nefericit, ce s-a întâmplat acum un an. Nu s-a întâmplat la noi în oraș așa ceva, nici în sălile de sport, nici pe în afara sălilor de sport. Băieții care au venit nu au avut niciodată emoție pentru oraș, că stau în acest oraș, unde s-a întâmplat ce s-a întâmplat. Băieții se pregătesc foarte bine. Am avut un turneu acum cu ei, unde am pierdut doar la un coș, ceea ce mă îndreptățește să spun că trebuia să-l câștigăm, dar nu ne-au lăsat gazdele unde am fost la Târgu Jiu. Era o cupă organizată de ei și probabil că și l-au dorit prea mult. Realitatea este că noi acolo am fost cei mai buni din cele 4 echipe. Față de lotul care a fost acum un an, noi am lucrat foarte bine cu Chris
și i-am dat larghețea să organizeze, să-și aducă de afară, deci cei 6 jucători permiși prin regulament, să-i aducă la aprecierea lui. După cum am văzut, jucătorii sunt cu un potențial ridicat față de anul trecut. Sperăm să fim în primii 8. Sperăm financiar să nu clacăm. Asta e cel mai mare ghinion care este al nostru în clipa de față. În ciuda acestor greutăți legate de lipsa unui buget, jucătorii se înțeleg foarte bine. Antrenamentele decurg și ele bine, iar în sânul lotului nu există niciun sentiment de teamă sau de nesiguranță. Lansarea oficială a noii componențe a echipei CSS Giurgiu va avea loc sâmbătă 22 septembrie, atunci când se va disputa și un meci demonstrativ cu formația Concordia Chiajna.